Celebrul violonist Edwin Marton a ajuns aseară la spital. Artistul s-a lovit la cap după ce ar fi alunecat pe scările hotelului în care este cazat la București. Florentina Ilie este la spitalul Floreasca și ne spune cum se simte violonistul. Florentina, va putea urca pe scenă Marton? Știm că doar peste câteva ore va susține un concert la Sala Palatului. Artistul se afla seara trecută într-un hotel din centrul capitalei atunci când a alunecat pe scări și s-a lovit la coloană. Imediat au venit colegii săi și l-au ridicat de jos și l-au adus aici la Spitalul Floreasca, unde a făcut o serie de analize, printre care și o radiografie. S-a întors peste noapte la hotel și în această dimineață a revenit la Floreasca pentru a-și continua analizele. În acest moment tocmai a încheiat de făcut un RMN și într-o oră este posibil să avem rezultatele RMN-ului. În orice caz, el a declarat că se simte bine și că nu este nimic grav, la fel au spus și medicii, și că în această seară și mâine seară va susține cele două concerte de Crăciun aici în capitală. A ajuns în urma unei căderi pe scări cu traumatism de coloană cervicală și toracală, conștient, echilibrat, hemodinamic și respirator. A luat decizia să părăsească spitalul, după care a revenit pentru a face un examen de rezonanță magnetică nucleară la nivelul coloanei. Scandal mare la...